viteza 74 de km pe oră, ora 10.48, localitatea Berbești, caseta T1. Pentru că la nivel european se demonstra faptul că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze a producerii evenimentelor rutiere, această săptămână desfășurăm o acțiune în cadrul TISPOL pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză. Ca atare, spre exemplu, astăzi desfășurăm o acțiune în cascadă împreună cu secția 5 Iucna-Șugătag pe DN18, pentru depistarea acestor conducători auto. Recomandăm conducătorilor auto, nu doar în această perioadă, ci atunci când circulă pe drumurile publice, să încerce să respecte regimul legal de viteză. Astfel de controle vor avea loc până în 7 aprilie pe drumurile din toată țara.